Pe lângă roșiile normale, mai am în grădină și niște prunișoare. Niște roșioare mici, galbene și dulci, care aproape că nu au gust de roșie, ci un gust dulce, ceva între roșie și un fruct. Și o zarzără coaptă, să-i spunem. Sunt minunate și sunt delicioase. Foarte bune. Roșiile tăiate le voi pune în lichia. După care le voi da prin răzătoare. Le dau prin răzătoarea mare în capița în care le voi fierbe. Opresc pulpa, iar piele de arunc. Am dat prin răzătoare roșiile, acum am pus cratița cu sucul, rezultat, la foc. Le voi fierbe timp de o oră jumătate, după care le voi pune în borcane. După 2 ore de fiert, sucul nostru de roșii a scăzut la jumătate. Acum am să-l iau așa fierbinte și am să-l pun în borcane. Le pun pline și acum le închid imediat. Zoapele punem în continuare.
Nu uitați, trebuie să fie cât mai pline, să nu rămână aer. Cea mai bună metodă este să fie pline ochi. Și acum un secret. Ingredientul secret pentru acest preparat este fumul. Fumul obținut afară, la focul de lemne. Este un ingredient care dă o savoare deosebită mâncărurilor preparate în acest mod. Le închid pe toate și le mut încet în cămară. Am pus capacele, le-am întors ca să mă asigur că nu respiră, că nu răsuflă. Sunt foarte fierbinți, le las să se răcească ușor, treptat, pun toată compoziția, după care le voi duce în cămară. Să punem în continuare. Mă grăbesc să le pun doapele, pentru că trebuie să fie conținutul foarte fierbinte. Am terminat de pus în borcane sucul de roșii. Dintr-o cantitate de 15 kg de roșii, am obținut 9 borcane de 800 de grame de suc de roșii. Un preparat delicios care poate fi folosit la orice tip de mâncare. Este făcut doar din roșii și puțină sare. Și ingredientul secret, fumul. Fumul de la focul de lemne. Doamne ajută și să ne vedem și la anul sănătoși, să preparăm din nou bucate minunate.